foarte supărată pe voi, pe întreaga echipă Cronica Cârcotașilor, pentru că am aflat de curând că m-a sunat o mătușă și mi-a spus că am apărut și vreau să, poate așa doar că intrasem în cadru. Nu, tot sunt supărată. Și trebuie să-ți mărturisesc că atunci când am dat la facultate, la jurnalism, facultatea Ovidius din Constanța, cea mai mare frică a mea era să nu apar la Cronica Cârcotașilor. Și acum la bătrânețe... Greșit. Când apar la cronica noastră, înseamnă... Atunci există. Atunci ești interesant pentru societate. Da, lăsându-mă la o parte, chiar mă bucur. Înseamnă că am greșit și voi taxați pe bune de fiecare dată. Nu știu ce ai făcut, dar ceva. Oricum, dacă te-am dat, eu te-am dat. Clar. Dar s-a întâmplat de-a lungul timpului. Mai la început, acum toată lumea s-a obișnuit. Deja, cum ai zis și tu, dacă n-apar, nu există. Să te sune cineva, să zică... Ce-a fost, probabil, când au apărut, nimeni nu făcea asta. Și era destul de... Nu era rușinos, era așa în față. Și adică, cum, ce a zis de mine? Unul dintre cei mai virulenți a fost Cătălin Botezatu, până când s-a prins. Că n-ai cum să faci o caricatură decât după ceva foarte cunoscut, ce bine. N-am cum să fac. După aia s-a prins și a devenit fan. Dar începuturile, că probabil că și pe el l-au sunat, nu văzuse. Au mai fost. Esca, că tot vorbim de... Au fost. Dar zic că tu urmărești, cum ai zis și mai devreme, dacă a dat cineva, tu ai fost acela. Nu ți-ai găsit de-a lungul timpului niște ajutoare să urmărească? Pentru că acum emisiunile oarecum s-au mutat și în zona asta de online, adică trebuie să acoperiți și zona de online și trebuie să te uiți la multe ore de emisiune. E adevărat, trebuie să te uiți la mult, mult, mult timp, dar este complicat să fie mai mulți oameni care fac treaba asta, pentru că până la urmă produse unitar și trebuie un singur om să le pună cumva. Cam asta e povestea. Am delegat foarte multe dintre responsabilitățile pe care le aveam la început. Mai de bine zice din. Da, mulțumesc mult și eu despre el. Bună seara, să aveți... Deci nu poți să delegi pe nimeni, mai încercat să delegi pe cineva să... Ba da, pot să deleg pe cineva pentru multe alte lucruri, pentru... Forma finală a cronicii e greu să delegi pe cineva, e complicat. Dar și de acasă trimit top, pentru top rușinică unele din... De fapt, cronica asta de-aia a avut succesul pe care l-a avut, pentru că eu vocea celor care sunt mari cârcotași de acasă. Noi ne-am putea să ne uităm peste tot, oricât am fi de deștepți. Semnalizările, în schimb, vin de la oameni care sunt mai cârcotași decât noi. Pentru că a trecut Vlad prin cadru, n-am de ce să mă supăr pe tine că m-ai dat, pentru că atunci când Vlad a fost la TV, l-ai dat și pe el. Nu făcuse omul nicio greșeală, nici nimic, doar că era într-o situație în care formatul îl pusese în situația. Era foarte frumoasă emisiunea, adică erau foarte frumoase probele. Și până la urmă, dacă mi-aduc bine aminte, cel mai frumos moment din sezonul trecut a fost când... Vlad și Romica încercau să meargă pe bicicletă și unul să ghideze. Cel a fost cel mai vesel moment de la cronica, am râs cu lacrimi. Ce urmează acum? Ce mai scoți nou? Că mi se pare că de fiecare dată cronica se reinventează, că mai găsești niște personaje. Vă duceți și în zona asta de TikTok, luați personajele astea din online sau tot TV-ul este baza? În mare, personajele din online sunt destul de cunoscute de oameni din online. E greu să ajungi cu ele pe televizor. Oamenii care sunt la televizor încă sunt destul de reticenți față de online, dar sunt personaje care au ajuns în cronică. Vrei să spui că de fapt ești un pic bătrân, ca să nu te simți, și nu prea știi astea cu online. Sunt un pic mai mult bătrân, am 47 de ani, dar aș vrea să pot să fiu așa ca Neagu Giuvara la 100 de ani să vorbesc cu tine.